Răufăcătorii au ochit și spart locuința fostului deputat de Rădăuți, Dorin Vataman, actualmente vicepreședinte al organizației municipale PNCC de Rădăuți, în weekendul care tocmai a trecut. Pe lângă bijuterii și bani, hoții s-au ales și cu un ceas de valoare. Prejudiciul creat politicianului rădăuțean este de aproximativ 5.000 de lei. Dorin Vataman a sunat imediat cum a constatat spargerea locuinței sale la 112 și a sesizat că în cele două ore în care a lipsit de acasă, ușa locuinței sale a fost forțată, iar din interior dispăruseră mai multe bunuri. Polițiștii rădăuțeni au stabilit că răufăcătorii, după ce au pătruns în casă și au răvășit dulapurile și servantele din locuință, au sustras un laptop, aproximativ 20 de grame de bijuterii din aur, 1300 de lei, 300 de euro și un ceas, valoarea totala prejudiciului fiind de aproximativ 5.000 de lei. Ce v-au luat? Mai mulți bani și lucruri de valoare. Și aveți o bănuială cine ar putea fi? Nu pot să-mi permit să bănuiesc pe cineva nici în gând, că aș face păcate, dacă e altcineva. Dar faptul că au atacat în momentul în care dumneavoastră ați lipsit foarte puțin de acasă... Eu în fiecare dimineață, de când mă știu, duminică, în fiecare dimineață ies la 8 și ajung de regulă la 9:30, rar când mai târziu. De data asta am ajuns mai târziu, am ajuns la 10:30. Oarecum vă știau programul? E posibil ca cineva să-mi fi monitorizat automobilul în oraș în momentul în care a dorut automobilul să fie anunțat pe cel care opera. V-ați speriat? Nu m-am speriat, m-am supărat. Dar puteau să fie la fel de bine în casă în momentul în care ați ajuns dumneavoastră. Deci ar fi fost perfect. Așa, credeți, le făceați față? Păi eu aștept să vină noaptea, că sunt armat. Cei de la poliție ce v-au zis? Au luat amprente, au adus un câine, nu știu, au luat o urnă sau nu. Adunând toate așa, după ce a fost plecat poliția, mai găsit ceva între 80-90 de milioane valoare totală. V-au dispărut obiecte de suflet, de preț? Da. Eu n-am băgat banii în aur, dar aveam câteva bijuterii de la părinți. Cercei mami, verighetele părinților, un lănțic, o cruciuliță de-a mami. Nu cred că mai recuperează ceva, că cam târziu. Trebuia imediat căutat. Am înțeles că au drepturi și hoții. Sunt cetățeni europeni și au drepturi. Chiar dacă poliția bănuiește sau are informații. Trebuie mandate, trebuie... Și păgubiții nu au drepturi? Îmi place că și ce... Au, da, mai puține. Aveam niște valute puse deoparte, speram să fac... Dacă eu sunt bolnav, am un control acum la Cluj. Dacă era mai bine să fac o excursie la Berlin în aprilie, a picat și aia. Pe boală am cheltuit în ultima jumătate de an 300 de milioane de lei. Deși sunt asigurat. Acum mi-au mai dat și lovitura asta, ce să mai spun. Cercetările sunt continuate de polițiști sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat pentru identificarea autorilor și recuperarea prejudiciului.